pe cei de la, de la prezidiu și se află aici președintele Consiliului Județean Constanța, domnul Mihai Lupu, primarul municipiului Constanța, domnul Virgil Chizac, primarul orașului Ovidiu, domnul George Scubra, președintele clubului Farul Constanța, domnul Gheorghe Popescu, fostul președinte al echipei Farul, actual vicepreședinte al noii echipe, domnul Tiberiu Gurt, acționarii acestei echipe, domnul Gheorghe Hagi, domnul Ciprian Marica și domnul Zoltan Iasco. Da, bună ziua tuturor! Pentru mine este un moment extrem de emoționant acest eveniment, pentru că într-o țară în care toată lumea se dezbină, iată că există și oameni care doresc să unească. Eu cred că această fuziune între cele mai importante branduri din sportul dobrogean este cea mai importantă mișcare sportivă, să numim așa, din istoria sportului dâmbovițean. Pentru mine are o dublă însemnătate, pentru că sunt aici în calitatea de președinte a Farului Constanța, o dublă însemnătate și anume, odată, fuziunea acelor mai importante aceste două branduri și, doi, întoarcerea pe bancă a lui Giga. Sunt nevoit să mă refer la acest lucru pentru că sunt președintele acestui club și știu cât de important este întoarcerea lui pe bancă. Este important că am făcut această fuziune pentru că întotdeauna am fost de părere că atunci când două branduri, două nume importante se unesc, rezultatul este întotdeauna mai puternică. Această idee a început acum un an de zile când, stând cu Gică pe terasă la Iachi, la o cafea, ne-am gândit ce putem face ca toată această separare a suporterilor, această separare a două branduri importante, să o unificăm sub aceeași umbrelă. Și cred că, în primul rând, sau lucrul cel mai important pe care l-am făcut este de a aduce toată mișcarea fotbalistică dobrogeană, când mă uit la dumneavoastră, la legendele fotbalului constanțean, sub aceeași umbrelă. Va fi o singură galerie, cele două galerii se vor uni, vor fi aceeași spirit și spiritul acesta, când mă uit la dumneavoastră, cei care reprezentați istoria fotbalului dobrogean, să fie una foarte puternică. Nu există performanță și nu există istorie fără legende. Dumneavoastră reprezentați, sunteți cei care ați reprezentat fotbalul dobrogean atâta timp și prezența dumneavoastră ne dă speranța că acest proiect va avea o energie extraordinară. Suntem cu toți împreună. Sunt convins că vă întrebați cum va arăta de acum înainte structura acestui club. Va exista un singur nume, un singur bret, Farul Constanța, echipa care ne reprezintă fotbalul dobrogean în Liga I, va fi Farul, centru de copii și juniori, de asemenea toate echipele care vor juca în competițiile de juniori se vor numi Farul. Separat este entitatea pe care cu toții o iubim și anume Academia Gheorghe Hagi, care se va ocupa de copii între 8 și 13 ani, iar toți jucătorii care fac parte din Academia Gheorghe Hagi sunt în pepiniera clubului Farul Constanța. Eu sunt convins că toate aceste energii, prezența autorităților locale alături de noi, prezența suporterilor sub aceeași umbrelă, prezența legendelor, care pentru noi sunt foarte importante, alături de noi, sunt convins că acest proiect va trece la o altă dimensiune și vom reprezenta cu cinste și vom face noi performanțe pentru fotbalul dobrogean. Mulțumesc! Să fac proiectul și licitația și sunt convins că vom găsi și acolo înțelegere, de altfel eu mă angajez într-o puternică acțiune de lobby în sensul ăsta.
Sigur, vom găsi și vom explora și alte modalități în care primăria să fie implicată în funcționarea clubului. Abia aștept să intru în posesia unui abonament, pe care, bineînțeles, că o să-mi... Știi, cel mai scump de lucru. Da, nu-i nimic, accept. Dar e numărul lor, dar să fie cel mai scump. Și vă spuneam că doilea noi de fiecare dată. Eu, ca primar, voi promit că voi face tot ceea ce ține de mine ca echipa Faro să joace cât mai bun pe nou stadion și ca echipa Faro să obțină să-și atingă nivelul de ambiție pe care și l-a pus. Bună ziua! Mă bucur să fiu în această zi aici, o zi istorică, așa cum au spus și predecesorii mei. În primul rând, aș începe mulțumind suporterilor, în primul rând, fără de care astfel nu ne-am fi găsit astăzi aici. Au fost cei care au renăscut acest club și care au avut încredere în mine să continui drumul lor. Au fost mulți care au avut încredere și mulți care nu au avut încredere. Cred că astăzi i-am convins în acești 3 ani parcurși și nu numai, că de acum încolo, că interesele mele sunt și au fost întotdeauna despre fotbal și despre performanță. Le mulțumesc și celor care nu au avut încredere, pentru că m-au motivat să demonstrez și să mă depășesc. Poate aș fi putut să fac lucrurile mult mai bine, dar cred că cu toți suntem astăzi fericiți să ne aflăm aici. Mă bucur că avem alături de noi legendele Farului, oameni atât de importanți care au scris istoria acestui club, suporte, un număr de suporteri acolo în spate și, în ultimul rând, oficialităților. Aș vrea să mulțumesc și vechi conduceri care a susținut echipa Etalon, echipa Faniona acestui oraș, Farul Constanța. Farul fiind echipa care spune povestea acestui oraș atât de important pentru România. Aș vrea, în ultimul rând, să spun că nu visam la această zi să devin partener cu idolul copilăriei mele, Gheorghe Hagi, și să fiu, să dau ca președinte pe Gheorghe Popescu, omul care a fost alături de mine în primul transfer și dădea primele sfaturi atunci când eu o transferam de la Dinamo la Shakhtar. Vreau să spun că am avut onoarea și plăcerea să cunosc de curând un om aici în dreapta mea, un primar al municipiului Constanța, domnul Virgil Chițari, un om care se pricepe la fotbal. Un om care știe fotbal, știe istoria Farului, a rămas pentru plăcut surprins. Vreau să vă spun că cu toată sinceritatea am cunoscut un amiral, în adevăratul sens al cuvântului, și mă bucur că dânsul împreună cu celelalte oficialități sunt alături de noi în acest proiect atât de important pentru Constanța. Am rămas surprins, plăcut de decizia și înțelepciunea domnului Hagi. Nu aveam dubii că nu este un om corect și m-a surprins faptul că a vrut și face acest lucru în primul rând pentru constanțeni, pentru suporteri, pentru că toți sunt întregători. Cred că domnul Hagi este ultimul care putea să spună lucrul ăsta. Dacă alege să facă acest lucru pentru că dorește să lase ceva în urmă, să rămână pentru Constanța, pentru că vine de aici, din acest județ. Și, așa cum spunea domnul primar, astăzi este cea mai ușoară zi, munca de la acum încolo începe. Aș vrea încă o dată să vă mulțumesc tuturor și să vă spun că am fost onorat în tot acești 3 ani să duc Farul pe drumul pe care l-am parcurs, zic eu, unul bun. Sper la succese cât mai multe de acum încolo și vă mulțumesc frumos. Nu mai ai nevoie de prezentare. Da. Bună ziua. În primul rând, mă bucur că fac parte din
vechiul proiect Viitorul, care a avut succes. Cred în din toată inima că poate să ducă la un alt nivel Farul Constanța. Mă bucur că se află în sală gloriile, legendele echipei Farul Constanța, autoritățile, clubul, vechiul club, să zic așa, conducătorii și, nu în ultimul rând, suporte. Pentru că o echipă fără suporte e mult mai săracă și chiar are nevoie de sprijinul lor la fiecare meci. Mulțumesc! Domnul Gheorghe Hagi, vă rog că era cuvinte. Primul rând, bună ziua tuturor și vreau cu această ocazie să profit să vă mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit în acest proiect, care rămâne o singură echipă, un singur brand, o singură iubire, pentru că așa o văd și aici mulțumesc conducătorilor, mulțumesc oficialităților, mulțumesc lui Ciprian că a înțeles că ăsta e drumul cel mai bun, mulțumesc suporterilor, mulțumesc legendelor care a făcut Farul să m-a crescut, așa mai mult, mai direct. Am crescut și eu la Farul, Farul echipa care m-a format și acest brand trebuie să-l ducem înainte. După aceste mulțumiri, următorul gând al meu vine a fi responsabil. Cred că sunt foarte multe, până acum era mai simplu, acum reprezentăm un oraș, un județ, o Dobrogea toată, care trebuie să o ducem să fiecare suporter, om de fotbal sau spectator sau telespectator care e acasă să se simtă mândru de această echipă, pentru că rămâne, suntem obligați să facem un fotbal foarte bun, un fotbal acela de, cum zic eu, am o singură strategie, să devin cel mai bun. Așa că o să încercăm să facem lucrul ăsta, chiar dacă cineva a vorbit, cineva și mi-a zis că să nu fie cuvântul ăsta, dar prima oară trebuie să încercăm și să fim conștienți că trebuie să facem o echipă mare care să joace un fotbal foarte bun, adică să atace și după aceea să se apere. Îmi place să câștigăm, îmi place să câștig, așa că, dar sunt sigur că nu va fi simplu, nu e ușor. Știm că suntem responsabili, dar cu toți împreună putem deveni cei mai buni. Mulțumesc!